La faza națională a competiției pentru crearea de produse alimentare eco-inovative, Ecotrofelia România 2013, au participat 15 echipe, atât de la Universitatea Suceava, cât și de la universități din Galați, Miercurea Ciuc, Oradea și Timișoara. Mari câștigători ai competiției s-au dovedit a fi doi studenți suceveni, Raluca Olimpia Zimbru și Sergiu Pădureț, de la Facultatea de Inginerie Alimentară a USV. Aceștia vor reprezenta România la faza internațională, care va avea loc în perioada 6-7 octombrie 2013 la Köln, în Germania. În urma prezentării proiectelor și a produselor realizate, juriul a acordat premiul întâi și trofeul echipei formate din Sergiu Pădureț și Raluca Olimpia Zimbru, studenței Facultății de Inginerie Alimentară Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, pentru produsul ruladă de cașcaval cu păpădie și semințe de chia. Premii au mai primit și echipe de la universitățile din Galați, Miercurea Ciuc, Timișoara și din nou Suceava. Studenții participanți la concurs au avut oportunitatea de a face practic ceea ce au învățat în facultate, iar prin implicare, muncă și pasiune au reușit să valorifice potențialul de creativitate de care dispun. Toți participanții au demonstrat capacitatea de a lucra în echipă, un dezvoltat spirit competițional, dorința de a atinge perfecțiunea în produsele pe care le-au propus industriei. Felicitări studenților și profesorilor lor!